Bună ziua, dragii mei! Sunt Sorina Stoian și astăzi vom vorbi despre fracțiile zecimale, mai precis despre clasificarea și compararea acestora. În prima parte a lecției vom clasifica fracțiile decimale în fracții decimale simple, adică fracțiile care au un număr finit de decimale. Fracțiile decimale periodice simple, adică fracțiile care au o infinitate de zecimale care se repetă. Partea zecimală fiind exprimată sub formă de perioadă, și fracțiile zecimale periodice mixte, care au o infinitate de zecimale, formate dintr-o parte periodică și o parte zecimală simplă. Pentru a înțelege mai bine această clasificare, am ales următoarele exemple. Fracțiile zecimale simple: 2,3, 0,02, 12,125. Fracții zecimale periodice simple: 2,3 în perioadă, adică 2,33333 repetat de o infinitate de ori. 0,21 în perioadă, grupa 212121 repetându-se de asemenea de o infinitate de ori. Și așa mai departe. Și fracții zecimale periodice mixte, deci fracțiile care au o parte zecimală simplă și o parte periodică: 2,4 și 3 în perioadă. Asta înseamnă că 3-ul acela se repetă de o infinitate de ori: 0,56 și 2,1 în perioadă. Și așa mai departe. Pentru a compara două fracții zecimale, se procedează astfel: se compară părțile lor întregi. Fiind mai mare numărul care are partea întreagă mai mare. Dacă părțile lor întregi sunt egale, atunci se vor compara de la stânga la dreapta zecimalele de același ordin, fiind mai mare numărul cu zecimala mai mare din prima pereche de zecimale diferite. Pentru a exemplifica această definiție, considerăm faptul că la testul de matematică, din fracții decimale, cele două colege de bancă Alina și Ioana au obținut notele 8,75 și respectiv 8,8. Care dintre cele două fete a obținut o notă mai mare? Păi observăm că părțile întregi, adică 8, sunt egale. În concluzie vom compara mai întâi cifra zecimilor, 8 cu 7 și observăm că 8 este mai mare decât 7. În concluzie, Ioana este cea care a obținut notă mai mare la test. Care este cel mai apropiat număr natural de cele două note? Cu alte cuvinte, ce notă va fi trecută în catalog? Păi, cel mai apropiat număr natural de 8,75 și 8,80 este 9. Și astfel am făcut o rotunjire. Următoarele trei exerciții presupun să ordonăm crescător, respectiv descrescător, o secvență de fracții decimale. Primul exercițiu. Avem fracțiile 2,12, 2,056, 1,98, 1,32 și respectiv 3,002. După cum ați văzut anterior, comparăm mai întâi părțile întregi și observăm că cea mai mică parte întreagă este 1. Apoi comparăm zecimea, cifra zecimilor: 9 comparat cu 3. 3 este mai mic decât 9, deci cea mai mică fracție este 1,32, apoi 1,98. Apoi ajungem la partea întreagă 2. Dintre cele două numere care au partea întreagă 2, mai mic este 2,056 și apoi 2,12, cel mai mare număr fiind 3,002. În mod analog procedăm și la celelalte două exerciții pe care uh, vi le voi lăsa vouă drept exercițiu temă. Și ultimul exercițiu pe care vi-l supun atenție este o rotunjire, respectiv o aproximare. Rotunjiți la cifra unităților 5,7. Păi rotunjire la cifra unităților a lui 5,7 este 6, adică cel mai apropiat număr natural. Iar 128,11, 128,11, rotunjirea este 128. Aproximați prin lipsă la zecimi. Asta înseamnă că vom avea 45,6 și respectiv 0,1. Și astfel am făcut și o rotunjire, respectiv o aproximare. Aceasta a fost lecția despre clasificarea și compararea fracțiilor zecimale. Vă mulțumesc pentru atenție! La revedere!